Bună seara, vă spun din nou. Numele meu este Angela Gherghe. Sunt manager de profesie, sunt economist, am terminat științe economice, mi-am dat și licența în nutriție și m-am alăturat acestui parteneriat cu Forever din dorința de a avea libertate. Libertate asupra timpului meu. Pentru cei care o să vreți să mă cunoașteți mai mult, în alte ocazii o să vă spun mai multe despre mine și împreună cu dumneavoastră. În seara aceasta vreau să discutăm despre ce înseamnă să fii activ, ce înseamnă statutul de activ și cum să facem noi acele patru puncte și vreau să vă dau o altă perspectivă. Vreau să priviți dintr-un alt unghi acest nivel impropriu spus, acest statut de activ și am să vă rog să vă luați o agendă, să vă luați un pix. Și în seara aceasta am să vă rog să notați doar ceea ce considerați că este foarte relevant pentru dumneavoastră. S-ar putea ca ceea ce auziți în seara aceasta, o simplă idee, o singură combinație de cuvinte, să modifice total tot ceea ce veți face de aici încolo în activitatea Forever, dar în sensul pozitiv. Eu vreau să vă spun că în data de 13 septembrie viața mea s-a schimbat foarte mult și sunt de foarte mult timp în Forever, pentru că am auzit o singură idee. Acea provocare de a citi o carte pe săptămână și m-am alăturat acele provocări și, într-adevăr, se vede o diferență enormă în viața mea și în viața echipei mele. Așa că vă rog să frumos să fiți ochi și urechi. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun și perspectiva pe care vreau să vă dau este bucuria. Să facem cu bucurie tot ceea ce facem. Și am să vă rog, indiferent că aveți un serviciu și faceți Forever pe lângă serviciu, să mergeți cu bucurie și la serviciu și când începeți să lucrați în activitatea Forever, să o faceți cu bucurie. Ce-ar fi ca din seara aceasta, suntem în data de 16 ianuarie, să luați o decizie cu dumneavoastră? Să spuneți în felul următor, din acest moment, statutul de activ este cea mai mare bucurie pentru mine. Și voi face cu toată dăruirea, cu toată bucuria acest statut, nu că trebuie, ci pentru că eu vreau și îmi doresc să fac lucrul acesta. Și bucuria să fie în sufletul vostru, să emanați această bucurie prin fiecare celulă. Și să vă bucurați și de provocări, pentru că vor fi provocări pe măsură ce încercați să faceți și veți reuși să faceți acest statut, vor fi foarte multe provocări. Vreau să vă bucurați de acest proces, să puneți bucurie în fiecare obiecție. Și când cineva vă spune, produsele sunt scumpe, să spui, aha, e un motiv să mă bucur. Cum să devin eu mai bun și cum să știu să tratez mai bine această obiecție? Este prima perspectivă pe care vreau să vă dau, bucuria. Da? Dacă vă place ideea, notați-o acolo pe agenda și scrie. De astăzi, înainte, eu voi face patru puncte ușor, cu foarte multă bucurie. Ok, dar de ce să facem patru puncte? Și sunt convinsă, și asta mi s-a dovedit pe parcursul a 15 ani de activitate, dacă știi de ce faci un lucru, acel cum ți se va arăta și va fi foarte ușor de pus în practică. Și am să vă dau câteva motive pentru care să facem patru puncte. De ce să facem aceste patru puncte? Și haideți să le luăm pe rând. Primul lucru pentru care tu, și dăm voie să-ți vorbesc cu tu, pentru că așa voi simți că ajung direct la inima ta, nu vreau să vorbesc cu creierul tău astăzi. Astăzi vreau să vorbesc cu inima ta, cu ființa ta, cu personalitatea ta și lăsăm creierul un pic mai încolo să găsească partea de tehnică, da? Acum discutăm pe partea emoțională. Deci primul motiv pentru care tu să faci patru puncte este acela că îți consolidează imaginea ta de om de afaceri. Ai auzit bine? Om de afaceri. Pentru că tu ești un om de afaceri și vreau să te vezi ca un om de afaceri. Poate o să-mi spui, hai, bine, hai, lasă-mă cu ideea de om de afaceri. Poate sunteți persoane care abia v-ați înscris, ați făcut o simplă comandă, aveți acolo un vis mititel, că așa v-a spus sponsorul, să aveți un vis de unde om de afaceri. Poate acum nu te vezi om de afaceri și sunt convinsă că nimeni la început nu s-a văzut dita mai omul de afaceri. Dar presupun că îți dorești să devii om de afaceri. Și prin urmare, tot ce ai de făcut este să începi să te comporți ca un om de afaceri și să-ți consolidezi această imagine, să stai cu spatele drept, să ai zâmbetul pe buze care este cel mai important obiect vestimentar pe care poți să-l ai la tine, este zâmbetul, da? Și ca să pot să întăresc ideea aceasta, am să-ți spun așa ceea ce spunea Jim Rohn și mie îmi place foarte mult. Nu-ți propune să obții un anumit lucru, propune-ți să devii genul de persoană care obține acel lucru.
Prin urmare, propuneți-vă dumneavoastră să fiți genul de persoană care face ușor și cu bucurie 4 puncte. Iar 4 puncte vor veni ca o consecință a faptului că dumneavoastră ați schimbat setarea mentală. Comportați-vă ca și cum. Și se va întâmpla o mică schimbare în creierul nostru și va simți că este un decalaj și atunci el va face eforturile, creierul, noi nu conștient vom face lucrul acesta, să poată să vă aducă în realitate ceea ce este în mintea dumneavoastră. Apoi, al doilea motiv pentru care tu să faci 4 puncte este acela că tu vei crește în planul de marketing. La început eu nu am înțeles lucrul acesta, cum pot eu să cresc în planul de marketing dacă fac 4 puncte? Și hai să vezi cum se întâmplă lucrul acesta. Tu ai învățat să faci 4 puncte, le faci ușor și cu bucurie, voi insista pe lucrul acesta. Și dacă vei avea doar 2 parteneri în echipa ta, 2 parteneri care te urmează și fac și ei 4 puncte, într-o lună tu câte puncte ai? 12 puncte, da? În 2 luni consecutive, dacă se repetă acest proces, vei avea 24 de puncte. Pentru nivelul de supervisor avem nevoie de 25 de puncte. Un punct îți mai este sigur din consumator. Așa că, în 2 luni de zile, dacă tu împreună cu 2 parteneri realizați fiecare câte 4 puncte, acest statut de activ, te-ai calificat la nivelul de supervisor. Dacă ai 9 parteneri în echipa ta care te urmează pentru că te dezvolți, pentru că faci cu bucurie ceea ce faci, automat în 2 luni de zile, dacă ei te urmează, repet, vei atinge nivelul de assistant manager. Și acum am să te rog să fii atent, să fii foarte atent la ceea ce îți spun. Tot cu doar 9 parteneri te califici și la nivelul de manager, pentru că Forever a lansat această nouă calificare în 4 luni la nivelul de manager. Tot ce au de făcut acești 9 parteneri este să facă statutul de activ 4 luni consecutiv, împreună cu tine, bineînțeles. Și în modul acesta te-ai calificat la nivelul de manager, care îți deschide oportunitatea pentru tot ceea ce a vorbit mai devreme Georgiana și într-un mod atât de frumos și atât de rapid și chiar mă bucur și te felicit din suflet, Georgiana. Dacă vrei un nivelul de manager, o calificare mult mai rapidă, adică în 2 luni de zile să fii așa un manager de 60 de puncte și deja să tinzi spre nivelul de Eagle, da, de statutul de Eagle, atunci împreună cu 15 parteneri care te urmează, poți să realizezi lucrul acesta în 2 luni consecutive. Prin urmare, a face 4 puncte în fiecare lună, tu și învățându-i pe oameni din echipa ta, înseamnă creștere în planul de marketing, înseamnă creșterea încrederii în tine, înseamnă posibilitatea ca să dai și altora șansa să poată să facă ceea ce faci tu și să obțină ceea ce obții tu. Ok, de ce totuși să faci 4 puncte? Un al treilea motiv este acela că ai acces la evenimentele de business importante pe care le organizează compania Forever. Și unul dintre aceste evenimente este întâlnirea anuală a activilor, care va avea loc la Brașov în cadrul întâlnirii anuale a managerilor. Și tot ce ai de făcut, dacă încă nu ești manager, este ca în perioada ianuarie până în iunie, în fiecare lună tu să-ți faci statutul de activ, să realizezi aceste 4 puncte și firma te invită la acest seminar de instruire, vei avea acces și la cină și la prânz, va fi ceva total deosebit. Vei fi tratat regește, ți se va respecta ceea ce am spus la început, imaginea ta de om de afaceri. Așa că încă suntem în ianuarie, este prima lună de calificare, provoacă-te pe tine, dă-ți șansa și spune da, eu merit să fiu acolo. De ce? Pentru că sunt om de afaceri. Și pentru că sunt om de afaceri, voi face lucrul acesta nu pentru că trebuie, nu pentru că mi-a spus sponsorul, ci pentru că eu vreau și îmi doresc lucrul acesta. Ok, al patrulea motiv pentru care tu să faci 4 puncte este acela că te înveți să devii disciplinat în munca ta. E un pic mai dur ce am să vă spun acum, pentru că disciplina, nu știu dacă este ceva care să ne placă foarte, foarte, foarte mult, dar disciplina duce la succesul cel mai măreț. Și ca să pot să te ajut, aș vrea să înțelegi următorul aspect. Ca să fii disciplinat, ai nevoie de focus. Focus pe ceea ce vrei tu. Dar am să spun ceea ce a spus și Andy Sekeli și îmi place foarte mult de acest trainer. El spune așa, focusul înseamnă înainte de toate capacitatea de a spune nu. Și hai să îți explic ce înseamnă această capacitate de a spune nu.
Am scris acolo că o floare pe un strat de morcovi este o buriană. Și o să spui, cum adică? Deci, dacă tu ai luat decizia să cultivi morcovi, prin urmare, dacă apare o floare pe un strat de morcovi, aia va fi considerată o buriană pentru că nu este locul ei acolo. Tu cultivi morcovi. În cel mai fericit caz, vei lua acea floare și o vei planta oriunde în altă parte, dar nu pe stratul de morcovi. Corect? Haideți să vă arăt ce înseamnă florile din viața noastră pe straturile noastre de morcov. Stratul tău de morcov este statutul de activ. Și hai să vezi cum apar floricelele. Să presupunem că în seara aceasta aveai webinar cu linia ta sponsorială, ai spus că participi, îți dorești să participi pentru că vrei să fii om de afaceri și ghiși ce? Sună vecina la ușă, țărăr! Hai, te rog să stai cu copilașul, știi, vreau să plec și eu să fac niște cumpărături. Și tu cum ești bunul samaritean, spui în felul următor, da, bine, hai că vin. Și devii frustrată pentru că ai fi vrut să fii în acest webinar. Aici intervine capacitatea de a spune nu. Gestul tău, într-adevăr, este unul onorabil, este unul lăudabil, dar nu te ajută în direcția visului tău, să cultivi morcov, da? Adică statutul de 4 puncte. Prin urmare, trebuie să ai puterea și să-i spui vecinii tale, am un eveniment foarte important. Eu îmi construiesc business-ul. Mâine între 10 și 2, între 10 și 12, te servești și stau cu copilașul, dar în seara aceasta nu pot. Asta nu înseamnă că ești rău, ci înseamnă că îți dai prioritate și ai focus pe ceea ce vrei. Este un exemplu banal, dar sunt multe alte situații. Ai plecat spre prezentare, te sună prietena ca să o ajut cu nu știu ce. Sau nu neapărat să o ajut să o însoțești. Și este mult mai ușor să mergi cu ea decât să-ți pui atenția pe disciplina ta din fiecare zi. Și acum am să-ți adresez o întrebare și am să te rog să-ți adresez această întrebare, dacă se poate, în fiecare zi. Ce ai făcut astăzi în direcția obiectivului tău? Și dacă obiectivul tău este statutul de 4 puncte, întreabă-te și răspunde-ți sincer. Ce ai făcut astăzi în direcția obiectivului tău? Dacă nu faci nimic, din păcate, te antrenezi pentru dezamăgire. Și repet, dacă nu faci nimic, din păcate, te antrenezi pentru dezamăgire. Dar dacă începi să faci ceva, să presupunem că începi să vizualizezi că tu faci statutul de activ, că ești acolo, deja ai început să faci ceva și îți antrenezi creierul să devină senzitiv. Adică să fie receptiv la tot ce se întâmplă în jurul lui și să găsească resurse ca tu să poți să obții acest nivel de acest statut de 4 puncte. Să poți să reușești să obții aceste 4 puncte, mult râvnitele 4 puncte. În modul acesta se activează, se numește sistemul reticulat ascendent. Și în modul acesta am să vă explic cum se întâmplă. Să presupunem că tu vrei să-ți cumperi o mașină. Și îți dorești, să presupunem, mașina Honda, da? Ai început să cauți pe niște site-uri, ai văzut câteva mașini Honda, te-ai oprit la un anumit model, te-ai dus și la reprezentanță, te-ai urcat și într-o mașină Honda, deja în mintea ta s-a stabilizat imaginea cu mașina Honda, da? Deja sistemul reticulat ascendent a intrat în acțiune. Ghiși ce se va întâmpla? Din acel moment, brusc, pe toate străzile, tu vei vedea în continuu mașini Honda. Așa este, vi s-a întâmplat, te uiți în dreapta mașini Honda, te uiți în stânga mașini Honda și te întrebi, unde au fost toate aceste mașini? Fix acum când eu m-am găsit să-mi iau mașină Honda, toată lumea are mașină Honda. Hai să-ți spun adevărul, toate aceste mașini erau acolo, chiar sub nasul tău, dar tu nu le-ai văzut pentru că nu aveai ochi pentru așa ceva. Focusul tău nu era pe mașinile respective. Așa se va întâmpla și cu 4 puncte. Dacă tu te uiți azi la 4 puncte, ți-ai scris în agenda, astăzi fac ușor 4 puncte și cu bucurie. Te uiți să vezi care sunt acțiunile zilnice pentru a face 4 puncte și ghiși ce, începi să faci acele acțiuni zilnice în direcția aceasta ca să obții 4 puncte, deja se activează, da, în creierul tău acel sistem. Și vor începe să apară resurse. Te vor suna consumatori, când vei suna pe cineva va fi foarte receptiv, va mai vrea și altcineva, îți va mai recomanda pe altcineva și vei spune, wow, e o minune! Nu este o minune. Faptul că tu ai decis aici, faptul că tu ți-ai pus focusul, automat se întâmplă lucrurile acestea.
Și ceea ce spunea Stephen Covey este foarte interesant. Obiectivele tale trebuie să fie înșurubate în conștiința ta. Prin urmare, acest patru puncte nu este dacă o să iasă, iasă, iese, dacă nu o să iasă, nu o să iasă, asta e, am încercat. Nu încerc. Când eu îmi doresc să fac patru puncte, fac patru puncte. Pentru că eu am decis deja la nivel mental că îmi doresc să fac lucrul acesta și exact cum spunea Georgiana Stroie, în ultima zi a lunii când se închide depozitul, abia atunci spun, nu am reușit să-l fac. Și la ora 16, înainte de ora închidere, pot să realizez patru puncte. Ok, și aici intervine puterea vizualizării. Este foarte important lucrul acesta să ne comportăm ca și cum. Și sunt foarte multe studii care dovedesc că și arată cât de important este să ne vizualizăm ceva, pentru că al nostru creier nu face diferență între ceea ce visăm sau ceea ce ne imaginăm și ceea ce este realitate. Pur și simplu, sistemul nostru nervos va reacționa la comanda pe care o punem noi în creier. Și haideți să vă spun ceea ce spune doctorul Maxwell Maltz. Dacă ne vizualizăm făcând un lucru într-un anumit fel, e ca și cum l-am fi făcut de fapt. Practica mentală ajută la perfecțiune. Poate asta vă sună așa un pic ciudat, ce treabă are vizualizarea cu patru puncte. Am să vă rog să facem un exercițiu împreună. Pentru că ceea ce noi ne vizualizăm, să știți că este un exercițiu de practică. Și la un moment dat Marius Darie spunea, ceea ce practica sau experiența din imaginația noastră este tot experiență. Și în mintea ta poți să ai succes după succes. Așa că ce-ar fi ca începând în acest moment, începând din seara aceasta, să începeți să vă vizualizați cum încheiați diverse înscrieri. Hai să ne gândim la programul C9, că tot este în vogă și este un program extraordinar cu rezultate foarte bune și punctaj foarte bun, da? Haideți să ne imaginăm în mintea noastră că noi promovăm programul C9. Și chiar în momentul acesta, dar până să facem experimentul, am să vă rog să vă gândiți în mintea dumneavoastră cam ce veți spune acelei persoane, ce vă va spune acea persoană și vreau să vă imaginați toate obiecțiile posibile și imposibile, dar să veniți și cu răspunsuri tot în mintea dumneavoastră la acele obiecții. E ca și cum ați fi avut o întâlnire, vi s-a adresat obiecția și dumneavoastră ați tratat-o, doar că totul se petrece în mintea dumneavoastră. Și haideți cu acordul dumneavoastră, cu acordul tău, hai să facem următorul exercițiu de vizualizare. Știu că nu o să fie ușor, dar vă provoc, mă uit și la ceas, suntem în parametri, ne încadrăm în cele 30 de minute și vreau să facem acest exercițiu de vizualizare și puteți să-l faceți zilnic sau de câte ori doriți dumneavoastră. Am să vă rog să închideți ochii. Și acum ca să fac așa o glumă, așa e că e întuneric dacă ați închis ochii? Asta este vorba soțului meu. Revenim. Haideți să închidem ochii, da? Și am să vă rog să vă imaginați că plecați la o întâlnire și la acea întâlnire dumneavoastră v-ați propus să promovați C9. Pentru că dumneavoastră ați făcut acest program, vreți să-l promovați și alte persoane. Și când ați închis ochii, vreau să vă imaginați cum plecați, cum ieșiți de acasă, cum aveți atitudinea, da? Și să presupunem că acea întâlnire este într-un restaurant de lux, pentru că asta vă permiteți, sunteți un om de afaceri. Vreau să vă imaginați cum ați scutunat pe clanță, ați intrat în restaurant, deja persoana vă așteaptă acolo, mergeți la masa ei, o salutați frumos, spui, bună, mă bucur că ai venit, i-ai întins mâna, ai dat palma cu ea, dar într-un mod ferm, care spune că am încredere în mine, vreau să simțiți în dumneavoastră lucrurile acestea, vă așezați la masă și în acest moment începeți să vizualizați toată discuția cu acea persoană. Fiecare cuvânt pe care îl spuneți și fiecare cuvânt pe care vi-l spune. Eu am să vă dau doar așa un exemplu un pic mai scurt, dar dumneavoastră puteți să lungiți oricât de mult doriți. Să presupunem că persoana din fața dumneavoastră este o doamnă, sunteți o doamnă, mi-e mai ușor că sunt doamnă și pot să mă pun în pielea unei femei și o întrebi. Maria, draga mea, cum te simți? Cum ești? Uite, bine, ce fac copilașii tăi? Sunt bine, sunt acum la școală, din acest motiv, uite, sunt aici cu tine, mă bucur foarte mult. Și la un moment dat Maria se uită la tine și îți spune, dar știi ceva? Tu arăți foarte bine, e ceva schimbat la tine. Ce faci de arăți atât de bine? Și atunci e momentul în care tu începi să strălucești. O, îți mulțumesc pentru complimentul pe care mi l-ai făcut. Știi, eu am făcut un program de detox de 9 zile.
Acest program de detox m-a ajutat pur și simplu să mă remodelez corporal. Am scăpat de 4 cm pe talie, am dat jos 3 kg, mă concentrez mult mai bine, am mai multă răbdare și cu soțul meu și cu copiii mei. Eu vă spun lucrurile astea că le-am trăit, da? Nu vi le spun din povești. Sunt mult mai atentă la tot ce se întâmplă în jurul meu, am o vitalitate, am o putere, o energie în mine și chiar mă simt bine. Îți mulțumesc că m-ai întrebat. Și atunci Maria, uitându-se la tine, îți spune: o, da, aș vrea și eu, pot să fac și eu programul? Tu, uitându-te cu încredere la ea, asta e în mintea ta, vizualizezi, da? Îi spui, da, cum să nu? Și aș putea să fac chiar acum? Și tu te imaginezi cum scoți fie formularul de înscriere, fie scoți telefonul, ei trimis linkul de înregistrare, vizualizezi cum ia pixul, cum semnează frumușel pe formularul de înscriere, cum îți dă și banii, cum plecați împreună la sediu, cum își ridică clin nouă. Și în momentul acesta, dragul meu, tu ai făcut 0,470 de puncte în doar câteva minute. Da, în mintea ta. Dar exersează asta în mod constant și ghiși ce se va întâmpla și în realitate. Fă acest exercițiu de vizualizare pentru că este o experiență și vei avea, cum să spun eu, obiecții. Îți vor spune oamenii că sunt scumpe. Găsești replica cum să tratezi și omul e de acord și intră mai departe în jocul tău. Fă exercițiul acesta în mintea ta. Ok, al cincilea motiv pentru care tu să faci 4 puncte este acela că tu ești un exemplu pentru echipa ta și îți crește credibilitatea și influența pe care o vei avea asupra colaboratorilor tăi, asupra partenerilor tăi. Vreau să te imaginezi că ești un magnet și tot ce faci tu, fac toți oamenii în echipa ta. Și dacă tu faci 4 puncte și oamenii în echipa ta fac 4 puncte. Ok. Până acum am văzut de ce să facem activul, haideți să vedem acum cum să facem activul și vreau să vă dau câteva acțiuni zilnice concrete pe care să le faceți. Aceste acțiuni zilnice concrete mă refer mai mult la mediul online, pentru cei care lucrează mai mult pe online. Și am să vă rog din suflet să vă consultați cu sponsorul dumneavoastră, cu linia sponsorială, să vedeți dacă vi se potrivește, dacă trebuie să scoateți ceva sau să adăugați ceva. Pentru mine și pentru echipa mea se potrivește foarte bine, dar neapărat discută cu sponsorul tău. Prima acțiune zilnică, o postare zilnic pe Facebook, obligatorul din punctul meu de vedere. De ce? Și am să vă dau argumentele. Odată îți crește gradul de vizibilitate, doi, îți construiești un brand și oamenii vor să vadă cine ești tu, acel om de afaceri la care tu tinzi, vrei să ajungi. Și postările, din punctul meu de vedere, se împart în trei. Două de produse, trei despre tine, despre viața ta și două stiluri de viață forever. Și în modul acesta ți-ai creat brandul tău, imaginea ta. Apoi, o postare zilnică în grupul tău de consumatori. Dacă nu ai așa ceva, discută cu sponsorul, îți va explica ce înseamnă. Acolo trebuie, peste tot, trebuie să fie chestii reale despre dumneavoastră, să fie amprenta personalității dumneavoastră pusă în aceste postări. Poți să redistribui postările partenerilor tăi, au făcut click nou, au folosit first, au folosit mască, pune-le acolo. Apoi, stabilește-ți zilnic câți oameni vrei să abordezi. Dacă lucrezi pe mediul online, între minim 3 și înspre 10 oameni, dar zilnic, zilnic trebuie abordați și automat sponsorul te va învăța cum să faci lucrul acesta. Eu îți mai recomand ca o activitate zilnică să promovezi un produs unui om din echipa ta în fiecare zi. Că este consumator, că este partener de business, promovează-i un produs pe care el încă nu l-ai folosit, dar tu l-ai folosit pentru că ești sponsorul lui și tot timpul tu îți dorești să știi toată gama de produse pe care o are forever. Apoi, în fiecare zi, invită măcar un om la webinarul sau la prezentarea de sală pe care o ține sponsorul sau o ții tu. Sigur, sponsorii tăi fac webinarii live, fie fac întâlniri la sală. Un singur om, dacă faci în fiecare zi, să-l inviți în fiecare zi, imaginează-ți că în 6 zile ai 6 oameni invitați. Dar dacă nu inviți niciunul, ghiși ce? Nu ai niciun om invitat. Apoi, dacă lucrezi pe partea aceasta de social media, îți recomand să adaugi în mod constant oameni pe lista ta. Dacă îți place Facebook-ul, mergi pe 50 oameni adăugați în mod constant. Cum îi adaugi? În funcție de piața ta țintă. Depinde cu cine vrei să lucrezi. Dacă vrei să lucrezi cu mămici, începi să adaugi mămici. Dacă vrei să lucrezi cu oameni de afaceri, începi să adaugi oameni de afacere. Dacă vrei să lucrezi cu studenți, mergi în grupuri de studenți. În funcție de chimia pe care o ai cu acele persoane, mergi pe piața ta țintă. Ok, bun. Sunt doar câteva variante, dau un pic înapoi. Acestea sunt acțiunile zilnice concrete. Dacă trebuie făcute toate, nu doar una, nu doar două,
toate și ghice în fiecare zi. Era o chestie pe care o spunea Loc Mantino la un moment dat: dacă ai luat decizia de câte ori treci pe pod să arunci o piatră în apă, dacă asta ai trecut și nu ai aruncat și mâine arunci două pietre, tu ai transmis un semnal Universului că ești inconsecvent. Și ghici ce? Universul îți va întoarce această inconsecvență. Prin urmare, dacă tu nu faci asta în fiecare zi, din punctul meu de vedere, de luni până vineri sau de luni până sâmbătă, da? Dacă nu o faci în fiecare zi, știi ce se va întâmpla? Îți vei fura bani din viitor. Îți vei lua din patru puncte pe care tu trebuie să le realizezi. Și ți-aduc aminte că toate lucrurile acestea le facem cu bucurie. Cu bucurie abordez oamenii, cu bucurie mă duc către ei. De ce? Eu sunt darul. Eu le ofer ceva, le ofer șansa să fie mai sănătoși și șansa să pornească un business alături de un partener de excepție care este Forever. Și am să vă spun un lucru care mie îmi place extraordinar de mult. Găsim doar ceea ce căutăm cu toată inima. Dacă nu caut ceva anume în viață, nu voi găsi. Dacă eu cu toată inima vreau să fac patru puncte și îmi doresc acest statut, ghiși ce, îl voi face. Dacă sunt la jumătate, să-l fac, să nu-l fac, oare merită, oare nu merită, nu-l fac garantat. Așa că puneți inima dumneavoastră pe tavă. Știu mulți o să mă contrazică că nu se fac afaceri cu inima. Din punctul meu de vedere, cea mai bună afacere din lume o faci cu inima, nu cu creierul. Creierul se aliniază după. Și fii atent la ce spun acum. Asta spune Og Mandino. Albina nu este singura insectă care vizitează trandafirul, dar este singura care pleacă de acolo cu miere. Fii tu cel care pleacă de la întâlnire cu mapa de înscriere semnată. Fii tu care pleacă de la întâlnire cu Touch of Forever luat. Fii tu cel care face patru puncte lună de lună pentru că ai decis lucrul acesta. Este o alegere. L-am condamnat pe Marius Daria la un moment dat când spunea: e alegerea ta. Cum adică e alegerea mea? Am încercat, nu a ieșit. Ba da, este alegerea ta. La nivel mental, n-ai voie să-ți dai șansa să spui: nu pot. Ba poți, trebuie doar să vrei. Și ca să vrei, eu sunt convinsă că tu ești un campion. Și vreau să te simți ca un campion. Și campionii sunt cei care nu renunță. Ca să fii campion, faci acele antrenamente în fiecare zi. Și dacă vă gândiți la Simona Halep, care este atât de titrată și este campioană mondială, credeți că ea face antrenament doar când vrea, doar când afară nu plouă, doar când e într-o stare bună? Nu, face cu bucurie antrenamentul zi de zi. Succesul, gloria, nu se obțin aleator. Se obțin dacă tu faci ceva în fiecare zi. Și îți adresez din nou întrebarea: ce faci, ce ai făcut astăzi pentru statutul tău de activ? Nu ca ceartă, ci ca tu să evaluezi și să conștientizezi. Și dacă nu faci nimic, îți repet, te antrenezi pentru dezamăgire. Dacă faci ceva, te antrenezi pentru succesul tău. Și ultimul lucru pe care ți-l spun este acesta. Eșecul nu te va ajunge din urmă dacă hotărârea ta de a reuși va fi îndeajuns de puternică. Și am să repet, eșecul nu te va ajunge din urmă dacă hotărârea ta de a reuși va fi îndeajuns de puternică. Când tu ai decis, când tu ești puternic, când tu simți în interiorul tău că ești campion, patru puncte sunt consecința faptului că tu ai decis. Cum se fac patru puncte? Vin de la sine. Decizia și de ce să faci patru puncte sunt mult mai importante decât orice altă acțiune pe care vei face de aici încolo. Ține minte ce spun acum și te las. Ești un campion, ești un om de afacere. Chiar dacă acum ești la nivelul de două puncte, crede în tine, crede în puterea pe care Dumnezeu a pus-o în tine, ai niște talente, ai niște talanți pe care acolo Dumnezeu le-a pus în tine. Scoate-le la suprafață, înmulțește darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine și eu îți garantez succes garantat. Îți doresc din suflet să ai cea mai incredibilă călătorie alături de Forever și ține aproape de sponsorul tău. Este poate printre puținii care îți vor binele. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine. O seară minunată. Te îmbrățișez cu drag. Mulțumesc!